Hello people and welcome to my channel! Astăzi vreau să vorbim despre verbele neregulate, pentru că din punctul meu de vedere, verbele neregulate sunt cel mai dificil capitol din gramatica limbii engleze. Însă, dacă nu le știți, nu puteți să folosiți timpurile din limba engleză, puteți eventual să folosiți prezentul și viitorul. Atât. Pentru că deja de la timpul trecut aveți nevoie de verbele neregulate. Cum faceți să le învățați mai bine, mai rapid și mai eficient? Păi, majoritatea le învață rapid și în cantitate mare pentru că au nevoie de ele la școală, pentru un test sau pentru că îi ascultă. Și atunci se pun și le învață automat, dar dacă îi întreb peste o lună, nu prea le mai știu. Adevărul este că le țin în minte doar pe cele pe care le utilizăm mai des. A doua modalitate ar fi să faceți atâtea exerciții cu ele până vă intră în memorie. Până le știți, automat, când le vedeți, deja știți și formele verbelor neregulate. Eu zic să faceți o combinație dintre cele două metode, adică în prima etapă încercați să le memorați și în a doua etapă să le folosiți suficient de des, astfel încât să nu le uitați, să nu vă mai iasă din memorie. Acum, cu memoratul. De obicei se dă sarcină la școală să învățați câte 20, 40, 60 de verbe neregulate pentru următoarea oră. Sigur, ar fi ideal dacă le-ați putea învăța și să le și țineți minte ani de zile. Ar fi minunat. Din păcate, nu se întâmplă așa. Verbele neregulate le găsiți de obicei în cărțile de gramatică, puse așa frumos, în ordine alfabetică. Și începeți și învățați. Be, bear, beat și așa mai departe. Ei, dacă aveți o memorie fantastică, s-ar putea să vă țină metoda asta și să le puteți învăța automat, mai ales dacă aveți memorie fotografică. Dar nu o să vă țină foarte mult. Sfatul meu ca să le învățați mai eficient este să le împărțiți, adică să nu folosiți această listă alfabetică pentru a le învăța. Lista aceasta e fenomenal de bună dacă vreți să căutați un verb neregulat și să-i vedeți formele. Dar pentru a le învăța, eu zic că trebuie să le grupați altcumva. Și anume, în primul și în primul rând ar trebui să învățați verbele neregulate care au toate cele trei forme la fel. Cut, 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 put, 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 set, 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 shut, shut, shut. Le învățați pe toate și automat aveți un număr considerabil de verbe neregulate pe care le știți. Apoi, puteți să învățați verbele care au prima și a treia forma la fel. De exemplu, become, became, become, come, came, come, run, ran, run. Voilà! Și aveți încă trei verbe pe care le știți. Apoi, sunt verbe care au prima și a doua formă la fel. Bine, este un verb. Beat, beat, beaten. Apoi, puteți să învățați verbele care au a doua și a treia formă la fel. Numai că ele sunt foarte multe și aici va trebui să le grupați în subcategorii și să le învățați așa pe bucățele. De exemplu, prima subcategorie ar putea să fie verbele care au în ele O-G-H-T sau A-U-G-H-T. Buy, bought, bought, bring, brought, brought. Puteți să le scrieți pe toate împreună și le învățați deodată. Pe toate. Pentru că funcționează după același principiu. Apoi puteți să grupați verbele care la forma a doua și a treia se termină în T. Apoi verbele care la forma a doua și a treia se termină în D. Categoria cea mai dificilă este cea a verbelor care au toate trei formele diferite. Nici una nu seamănă cu cealaltă. Ce facem acolo? Păi, și acolo putem să le grupăm. De exemplu, există verbe la care se schimbă o singură literă. La prima formă avem, de exemplu, I. I-U la a doua formă devine A și A-U la a treia formă devine U. I-A-U. De exemplu, ring, rang, rung, drink, drank, drunk. Le puneți pe toate împreună și le învățați deodată. Apoi, aveți verbe care la forma a treia se termină în N. Give, gave, given, hide, hid, hidden. Iarăși le grupați pe toate și le învățați deodată.
tot așa, sunt verbe care la forma a treia se termină în W și N. Grow, grew, grown. Draw, drew, drawn. Iarăși, le scrieți pe toate împreună, le învățați pe toate împreună. Pe bucățele digerabile. Și o să vă fie mult mai simplu să le învățați așa. Puteți să găsiți multe alte asemănări între ele. De exemplu, verbele do și go. Da? Do, did, done, go, went, gone. Seamănă? Seamănă. Le scrieți împreună, le învățați împreună. Verbele say și pay. Say, said, said, pay, paid, paid. Seamănă, mai ales în scris. Ce mai putem avea care seamănă? To be și to see. To be, was, were, been. See, saw, seen. Puteți să găsiți voi multe alte asemănări între verbe, să le grupați și să le învățați deodată. Veți observa că ele au și o muzicalitate aparte, un ritm, atunci când le învățați. Și studiile științifice au demonstrat că atunci când înveți ceva pe ritm sau pe muzică, acea informație intră în memoria de mai lungă durată decât memorarea mecanică seacă. Și vă garantez că veți ști mult mai rapid verbele neregulate decât dacă le-ați învăța în ordine alfabetică, așa cum apar în cărțile de gramatică. Spor la treabă!